Bună seara tuturor! Vreau să îl felicit pe Cătălin pentru că a reușit să ne adune pe toți în această seară aici. Îmi aduc aminte de prima transmisiune live dintr-o biserică baptistă. A fost din biserica baptistă Golgota în care slujesc ca pastor în urmă cu patru ani de zile după centenarul Traian Dors când un cor de tineri care uh, au cântat și la Ateneu, cu zi înainte, au fost prezenți în biserica noastră. Și mi-aduc aminte de emoțiile, de pasiunea pe care Cătălin și echipa lui, din ziua aceea și până astăzi, le-au transmis cumva tuturor celor care au ajuns să-i cunoască. Și vreau să îi las o încurajare lui și nouă tuturor în seara aceasta, Obișnuiesc să spun bisericii lucrul acesta în ultima vreme destul de des. E un cuvânt din Scriptură care cred că e o încurajare pentru Cătălin astăzi și vorba unui mare scriitor american, Mark Twain, un compliment bun, mă ajută să trăiesc zile multe cu el și în seara asta cred că ai primit destul de multe complimente bune, dar aș vrea să îți aduc unul bazat pe ceea ce spune Pavel în 2 cu 10 căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pregătite mai dinainte de Dumnezeu ca să umblăm în ele. Cătălin, ai făcut o lucrare minunată, ești o lucrare minunată a lui Dumnezeu și partea cea mai frumoasă este că toți de aici suntem lucrarea minunată a lui Dumnezeu, ne-a chemat Dumnezeu să fim parte dintr-o lucrare mai mare decât suntem noi și bisericile în care slujim și ne-a dat harul ca să ducem și prin media un mesaj de iubire lumii întregi. Domnul să te binecuvinteze și să vă binecuvânteze. Mulțumesc!